A cunoscut-o pe internet și a ucis-o la a doua întâlnire. Polițiștii l-au reținut pe tânărul care a omorât în bătăi o studentă în urmă cu două zile. Cei doi au făcut cunoștință pe un site de socializare. Fata învăța la Universitatea de Stat din Moldova, iar tânărul lucra la o spălătorie auto din sectorul Buiucani al capitalei. În seara fatală, cei doi s-au văzut pentru a doua oară. Tinerii au petrecut într-un local unde au consumat băuturi alcoolice. Bănuitul însă nu și-aduce aminte ce anume a provocat conflictul. Развлекались, интересно было, целовались. Потом, не знаю, от чего ж появилась ссора у нас. Я пытался ссору узнать, от чего, что и как. Потом я начал злиться. Ajuns în parcul din sectorul Râșcani al capitalei, suspectul a luat fata la pumni. În urma loviturilor puternice, tânăra a decedat pe loc. Dacă îi va fi demonstrată vinovăția, tânărul riscă ani grei de pușcărie.